Ziua, dragi locuitori ai Comunei Crișeni, o zi importantă pentru comună, dar în special pentru localitățile Berceu și Cristur, alături de colegii mei din primărie, domnul viceprimar Dobocan, domnul administrator Georgescu și domnul consilier Nelu Păușan, pot să vă anunț finalizarea procedurilor pentru înființarea rețelor gaze naturale în satele Gârceu și Cristur, un proiect major pentru cele două sate, în valoare de 137 de miliarde vechi. Astăzi, de fapt, ieri, s-a semnat contractul cu Delgas Grid, parteneriatul cu Delgas Grid, iar astăzi s-a emis autorizația de construire pentru această lucrare atât de importantă. Săptămâna viitoare se vor face procedurile necesare pentru încărcarea PSAP a lucrării înființare rețele gaze în cele două localități. Tot săptămâna viitoare se vor finaliza procedurile pentru trotuarul DN1H. O să revin săptămâna viitoare cu un nou material. Mulțumesc, vă doresc o zi frumoasă, numai bine, oameni faini!